Potrivit unui studiu național despre fenomenul bullying realizat de organizația Salvați Copiii în 2016, 3 din 10 copii sunt marginalizați de colegii de școală și excluși din grupuri. Mai grav, chiar unul din 4 copii a fost umilit public în fața altora, iar 3 din 10 elevi sunt amenințați cu bătaia de către alți colegi. Datele indică intensificarea discursului instigator la ură față de grupuri vulnerabile din societate, mai ales în mediul online. Astfel, 73% dintre copii au fost martorii unei situații de bullying în mediul școlar, 58% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în propria clasă, 46% au asistat la astfel de situații de hărțuire și umilire în grupuri de prieteni și 69% au asistat la astfel de situații în mediul online. Specialiștii trag un semnal de alarmă asupra fenomenului în continuă creștere și se implică în combaterea acestuia. Unii ți-ar spune că trebuie să intervii. Noi îți spunem că trebuie să fugi. Să fugi și să anunți un adult de fiecare dată când un coleg este supus violenței verbale. Ești supererou în curtea școlii când oprești violența verbală. Pentru a combate instigarea la violență în grupurile de copii, indiferent de forma în care se produce, a luat naștere competiția Fără Ură, cu toleranță. Miza asumată a concursului este cea a conștientizării efectelor pe care situațiile de bullying le au asupra tuturor celor implicați, fie că vorbim despre victimă, agresor sau despre martor. La concursul care se derulează în perioada 7 februarie 24 martie pot participa elevii și profesorii din învățământul preuniversitar. Înscrierea se face online pe pagina oradenet.salvaticopiii.ro. Autorii proiectelor câștigătoare vor primi diplome din partea Ministerului Educației Naționale.